Bun găsit, dragi prieteni! Îl face haina pe om? Cum ne îmbrăcăm, prezentăm la întâlnirile online și la ședințele prin Zoom? Cum contribuie imaginea și vestimentația la succesul în afaceri? Ei bine, aflăm în această seară de la Maria Andrei, Lifestyle Director, într-un nou episod al emisiunii Brand Up. Urmăriți-ne până la final pentru a afla cele mai bune recomandări vestimentare pentru antreprenorii care vor lucra și în 2021 de acasă. Bun venit, Maria, la noi! Bine te-am găsit, bine v-am găsit! Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și aș vrea să trecem direct în subiect. Avem câteva teme pregătite pentru această seară, dar bineînțeles putem să extindem această temă. Chiar discutam înainte de acest episod Exact, da. de Steve Jobs și despre felul în care el se îmbrăca. Și bineînțeles, aici există un debate fantastic la nivel mondial, că Steve Jobs purta aceeași helancă, purta aceeași tip de blugi. O avea cumpărate 10 perechi, era aceeași pereche, o purta, nu o spăla, o purta. Ei bine, noi ne-am gândit că imaginea și vestimentația contribuie la succesul în afaceri. Și aici, de aici pleacă și întrebarea noastră. Contribuie, nu contribuie imaginea, vestimentația la succesul nostru în afaceri? Este o temă extrem de complexă. Eu nu știu cât timp ai la dispoziție. Știu Cam că 28 de minute. 28 de minute, da. E destul de complicat. Da. Dar să știi că mi se pare o temă extrem de interesantă, mai ales în contextul actual. Pentru că, cel puțin pe piața de business, să spunem, din România, în ultimii ani a existat o oareșcare preocupare pentru aspectul vestimentar. Acum, datorită evenimentelor prin care trecem încă, lucrurile s-au schimbat puțin și probabil că se vor schimba în continuare. Adică mentalitățile vor lua cumva o altă turnură. Dar am spus-o și o voi spune întotdeauna, vestimentația ajută. Nu știu dacă îl face pe om, pentru că haina, până la urmă, e făcută de oameni. Dar haina îl face pe om. Pentru că altfel am ieșit așa cum ne-am trezit dimineața, în pijamale, am ieșit la o întâlnire de business, la o cafea, la o întâlnire cu prieteni, la cinema, am ieșit oriunde. Numai că vorbim de un spațiu intim care teoretic nu ar trebui să iasă în spațiul public. Chiar dacă avem de-a face cu o altă manieră de lucru, cu un alt fel de a pune problema, să spunem, de un an de zile încoace, o situație care ar putea să continue și pe viitor, nu cred că trebuie să luăm lucrurile în, să spun eu, în varianta lor cea mai simplistă. Lucrez de acasă, sunt în pijama, am laptopul în brațe și am rezolvat problema. Nu, pentru că vom intra în acea stare de spirit. Nu vom mai avea vis-a-vis de noi, în primul rând, un oareșcare respect, un respect pentru munca pe care o facem, indiferent care este ea, și un respect pentru ceilalți, evident. Dar cred că este foarte important atunci când te trezești dimineața să te duci să te uiți în oglindă și când te ciupești un pic, îți dai un pic de ruj ca doamnă care apar într-un Zoom, de exemplu, într-un call pe internet, îți aranjezi un pic părul, îți dai un pic de parfum, e vorba până la urmă de o stare de spirit, de atitudine. Da? Pentru că până la urmă poți să fii îmbrăcat, hai să spunem, și într-o bluză de pijama. Nu știu, o stilizezi cumva în așa fel încât să nu apari așa cum te-ai trezit în fața celor cu care ai o discuție. Încă o dată, nu contează domeniul în care activezi. Cred că este important să le arăți celor cu care lucrezi că te respecti și că îi respecti la rândul tău și că respecti acea relație de muncă pe care o ai cu ei. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Cum ar fi fost, de exemplu, ca la acest interviu să vin în pijamale? Aș mai fi făcut aceeași impresie? Poate că nu. Poate că nu, da, în pijama. Deci da. contează. Întotdeauna a contat aspectul vestimentar și întotdeauna hainele cumva au făcut diferența între păturile sociale. Da? Adică orice fel de medalie, orice fel de, nu știu, element vestimentar care ieșea puțin în evidență, făcea diferența între un oarecare și un om care avea un statut social. Acum intervin aceste obiecții pe care le întâlnim zilnic, exemplu cu Steve Jobs, e unul da. Care nu mai este actual, dar a rămas celebru. Îl avem și pe Zuckerberg, care apare aproximativ în același tricou. Își permite în principiu, dar sunt preluate doar aceste modele cumva. Dar l-am văzut și pe Zuckerberg în momentul în care a fost în Parlamentul American și în Parlamentul European,
era îmbrăcat la costum. De ce? Din respect. De ce oare? Din respect. Din respect față de audiență. Luăm caz concret, adică nu vreau să vorbesc teorie. Da, 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 da. Și luăm caz concret, adică și-a schimbat cu puțin atitudinea. Exact. Oare de ce? Din respect pentru audiență. Din respect pentru cei cu care avea... Mă rog, era și într-o situație critică. Era cu într-o situație critică, evident. Dacă ar fi venit în tricou, atunci ar fi fost cum? O sfidare totală vis-a-vis de audiența pe care o avea în sală, audiența mondială pe care a avut-o la acel eveniment. Exact. Și atunci ar fi fost o sfidare totală de la adresa tuturor. Și probabil că el a făcut un compromis, dar l-a făcut, nu știu, poate sfătuit de alții, sunt convinsă că probabil... Aici era următoarea întrebare. Aici este rolul sfătuitorilor, de bine, aș spune. Care e rolul sfătuitorilor și cum se pot alinia ei la dorințele și valorile celui care este sfătuit? Se lasă el sfătuit? Sau? Este ca la psiholog. Știi cumva? Bine, eu am studiat psihologie, pentru mine poate că e puțin mai ușor, dar... Da, pentru cei care urmăresc acum, pentru prima oară, se gândesc, oare ar trebui să știi că... să apelez la cineva care să mă sfătuiască? Trebuie să vrei, să-ți dorești în primul rând. De asta și făceam cumva asocierea cu psihologia, pentru că degeaba, cum să spun eu, ți se aduce la cunoștință că trebuie să te întâlnești cu un psiholog dacă tu nu crezi în lucrul ăsta. Evident că e destul de complicat și... trebuie să înțelegi că ai nevoie de ajutor în orice fel de domeniu și poate de multe ori e greu de acceptat faptul că ai nevoie de ajutor. Dar dacă ți-o spun mai multe persoane că ai nevoie de ajutor, acesta ar trebui să fie deja un semn de întrebare. Și atunci, oamenii care vin să te ajute, de exemplu, și să-ți dea un sfat, nu ți-l fac pentru că, nu ți dau acest sfat doar pentru că trebuie să faci lucrul ăla, ci pentru că ei vin în ajutorul tău în așa fel încât să obțină o variantă mult mai bună a clientului. Și atunci, de asta zic că sfătuitorii au și ei rolul lor destul de... Acum, ducându-ne și în zona de corporate, pentru că am luat așa puțin în zona antreprenorială, antreprenorii de succes, oameni de business de succes, care și-au permis sau poate își permit și sfătuitori și acceptă până la urmă că își permit... Consilieri de imagine, mulți își permit, dar probabil încă nu sunt pregătiți să... Ascultă un feedback? Câteodată nu. Și să știi că nu se întâmplă doar la nivel de business, se întâmplă la absolut orice nivel. Sunt oameni care sunt dornici să experimenteze, oameni care nu sunt deloc deschiși și care pot să accepte la un moment dat un sfat, pot să îl urmeze sau să-l refuze pur și simplu. Este o alegere personală, evident, nimeni nu este obligat până la urmă să se conformeze. Dar cred că totuși sunt niște lucruri pe care le putem învăța până la urmă. E adevărat că tragem propriile concluzii. Nu poți să forțezi pe cineva să se îmbrace la costum dacă el nu vrea. Nu consideră că este stilul lui personal, e o chestie de acceptare. Dar pe de altă parte, trebuie să fii cumva deschis și să înțelegi că poate la un moment dat vei avea nevoie de aceste lucruri și măcar să știi cum să le pui în practică. Și atunci varianta simplă a unui om de business sau unui antreprenor de succes care, mă rog, nu suportă costumul, cam care ar fi varianta, spunem, acceptată așa pentru o audiență de business și o audiență care ar avea importanță într-o anumită decizie, într-o anumită negociere. Adică omul ar trebui să simtă și celălalt respectat și cumva ținuta sau vestimentația. Corect. Să nu se simtă jignit. Exact. Există, evident, să faci o cale de mijloc în zona asta. Există o cale de mijloc. Există un trend, să spunem, da? O tendință de câțiva ani de zile, cel puțin pentru, și nu numai pentru domn, și pentru doamne. Acel curent, să spunem, casual elegant. Da? Casual însemnând că poți să porți o pereche de jeans, dar elegant pentru că poți să vii cu un sacou. Păcat că nu mi se văd Adidas în acest moment, pantofii sport pe care îi port, pentru că, deși am o variantă destul de elegantă, să spunem, în partea superioară, în partea de jos a ținutei este una destul de comodă, una destul de sport, dar este destul de bine integrată în așa fel încât să fac față în diverse situații. Aici vorbim de accesorii, vorbim de lucruri care dau, să spunem, sunt acel element mai altfel dintr-o ținută. Dar pentru domni este foarte simplu, pentru că pot să poarte o pereche de jeansi, da, o cămașă care nu trebuie să fie neapărat cu cravată. Îmi place foarte mult cravata, da? Dar, m-am pregătit. Da.
Dar adică există și acea variantă de mijloc. Nu trebuie neapărat să porți costum, da, cu cravată, dar poți să porți foarte bine un sacou cu o cămașă și cu o pereche de jeans de calitate, fără rupturi, fără, în așa fel încât să faci totuși o impresie bună, indiferent de mediul în care ajungi și indiferent de persoana cu care stai de vorbă. În așa fel încât să nu te simți prost, pentru că s-ar putea să ai în fața ta, știi cum e, 5 oameni de business îmbrăcați cum trebuie. Dungă. Și tu să fii, și să te simți cumva ciudat, pentru că neintegrându-te cumva în automat ești pe poziție cumva inferioară și nu cred că asta îți dorești. Și atunci e bine nici să exagerezi, dar nici să minimalizezi importanța unei întâlniri și să te duci cumva măcar în această variantă de mijloc în care să nu te simți stresat, lezat, persecutat sau mai știu eu, într-o poziție inferioară. Acum ducându-ne și în zona de angajați și în zona, aș putea spune, mai puțin corporate, pentru că în momentul în care ai ajuns într-o corporație, deja ai identificat dress code-ul, poate îl primești și pe e-mail, poate primești da, în primul e-mail. Da, sunt niște indicații. Indicații în prima zi, dar sunt foarte multe companii antreprenoriale românești care cresc și din ce în ce mai mulți oameni merg acolo. Cumva și acolo e un trend că tricoul e ok și că noi suntem de la IT și că putem să venim și cu ele rupte puțin. Da, numai că uite, zona asta mie mi se pare foarte interesantă. Te duci la proprietarul de business și ești într-o situație în care îți dorești o promovare. Deși la IT mai puțin cu comunicarea verbală, cumva transmit un e-mail și dau un raport acolo de lucruri. Dar dau un exemplu, nu îi fac un disclaimer, n-am nimic cu IT, știi, sunt prieteni, îi iubesc. Deci în zona asta avem nevoie de ei, avem nevoie de ei, exact, nu intrați pe site acum și nu te pune rău cu ei. Exact, dar e un exemplu, da, vin cu tricou așa mai nu prea mă interesează cum arăt, mă interesează cum fac treaba și jobul e ok și asta. Și merg într-o situație în care îmi doresc să-mi promovez munca, îmi doresc să îmi cresc până la urmă salariul. Și asta joacă un rol important în momentul în care mă prezint sau cer o audiență sau cer, nu știu, la directorul de HR. Depinde și cum e șeful. Depinde și cum e șeful. Poate șeful e mai non-conformist și atunci nu are o problemă. Să știi că zona de IT mi se pare foarte interesantă pentru că am văzut IT-iști care sunt extrem de cool. Și e suficient să fie 1-2 în grup și care să dea așa un pic de zvâc atunci când vorbim de ținute și de aspectul vestimentar și să vezi cum și ceilalți vor urma cumva trendul. Adică am văzut oameni extrem de cool în astfel de companii și care vin după ultimele trenduri internaționale și care vin și sunt cât se poate de bine îmbrăcați. Adică cred că, știi cum e, până la urmă vezi exact cu cine ai de-a face. Da, uitându-te la ținuta cuiva, dar cred că înainte și înainte de toate, ținuta trebuie să fie curată. Că tot vorbeam de Steve Jobs. Da? Adică el e un exemplu, să spunem, extrem. Acum, nu toată lumea e Steve Jobs, nici nu știu dacă lumea își dorește să fie Steve Jobs. Dumnezeu să-l ierte. E un icon. Dar, exact, e un icon, a rămas în istorie cu ca și Steve Jobs, da, exact, cu stilul lui vestimentar cumva aparte. Dar cred că problema lui era în primul rând de igienă. Acum extrapolând un pic. Dacă considera că pierde timpul să schimbe hainele, să facă curățenie, acum face alte lucruri. Nu cred că se pune problema. Eu n-am avut de-a face, de exemplu, cu astfel de personaje. Cred că mi-aș pierde un pic din, nu numai din respect, dar un pic din, da, din admirație. Adică sunt aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul, în primul rând ca oameni, ca persoane care relaționăm. Suntem niște animale sociale, suntem niște oameni care nu mai trăim în codru, trăim într-o societate și atunci te adaptezi normelor, te adaptezi cerințelor acestei societăți dacă vrei să faci parte din ea, dacă nu te duci și stai în codru. Sau te duci și stai frumos cu același tricou și aia este, poți să fii acceptat sau nu. Adică e un risc pe care ți-l asumi. Atât. Da, știu, sună, dar nu e chiar atât de complicat. Sună complicat, dar nu e. Bun. Cum facem să împăcăm anul ăsta această zonă de online, lucratul de acasă, cu, spuneam mai devreme, la începutul emisiunii,
despre faptul că nu confunda acasă cu birou și birou cu acasă. Pentru că cumva lucrurile s-au îmbinat acum. S-au îmbinat, corect. Și nu mai facem diferența. Există zile în care ne trezim, probabil, aruncăm o cămașă pe noi și atât, în partea de sus, și intrăm în ședință sau intrăm în discuție. Ai văzut, au fost extrem de multe. Recunosc și eu, am făcut. Cred că da, am făcut adică, cu toții, dar știi cum e acum. Da. Atât timp cât nu te ridici și rămâi în boxer, este da, foarte corect, ok. Corect, da. Că au fost tot felul de momente de genul ăsta, care, de care mai haioase, unele plănuite, altele fără să fie gândite. Deci s-a întâmplat. Adică trebuie să iei în calcul că la un moment dat s-ar putea să te ridici de pe scaun. Trebuie să iei în calcul, nu știu, că poate ai ceva de luat, îți cade ceva pe jos, nu știu, adică parcă n-ai vrea să se vadă chiar toate detaliile care nu ai vrea să se vadă. Eu cred că aici trebuie să fim cumva puțin optimiști și să ne gândim că nu vom rămâne în acest, că tot vorbeam iarăși la începutul emisiunii de ziua cârtiței, da? Deci nu, nu vom rămâne în această fază pentru toată viața noastră. E un moment neplăcut, într-adevăr. Ne-am adaptat mai greu, mai ușor, dar suntem aproape de, să sperăm, aproape de finalul acestei perioade sau ne dorim asta. Și atunci, cred că trebuie să fim cumva pregătiți. Adică, noi n-am fost pregătiți să intrăm în această bulă, în această, nici nu știu cum să-i zic, perioadă urâtă. Cred că e foarte important, pentru că se vede, într-adevăr, partea superioară a corpului, să dați ceva mai multă atenție. Vorbim de make-up, vorbim de o coafură îngrijită, da? De un păr curat și care să arate bine, pentru că ăla se vede. Nu ne facem neapărat un moț în vârful capului și gata, am scăpat de griji. Nu e chiar așa. Aceleași condiții. Gândiți-vă că v-ați putea ridica la un moment dat de pe scaun. Gândiți-vă ce se întâmplă și în partea de jos. Dar înainte de toate, este vorba de atitudinea pe care o avem în fața unei camere, că deja aproape că am ajuns cu toții experți în transmisiuni live de orice fel ar fi ele. Acum, practic, fiecare dintre noi are posibilitatea să înțeleagă ce se întâmplă cu un personaj care este în fața camerei și prin ce emoții și prin ce stres și prin ce pregătiri trebuie să treacă în așa fel încât să arate bine pe sticlă. Gândiți-vă la acele personaje pe care le admirați. Și de ce le admirați? Încercați să fiți cumva măcar aproape. Da? Pentru că dacă, de exemplu, vedeți un machiaj strident sau un machiaj care e lipsă cu totul la un prezentator de televiziune și vă deranjează lucrul ăsta, gândiți-vă că și pe alții ar putea să-i deranjeze aceleași lucruri la dumneavoastră. Deci, luați în considerare lucrurile care vă plac, cele care nu vă plac și încercați să le adaptați în așa fel încât să lucreze în favoarea dumneavoastră, să lucreze în așa fel încât să vă aducă beneficii inclusiv de, să spun eu, de a propriei imagini în fața celorlalți, da? Dar și un beneficiu de imagine în general vorbind. E vorba și de acel self-esteem de care vorbesc. Da? Crezi că se vor schimba și obiceiurile de consum? Observăm la mari retaileri din zona fashion schimbări dramatice, în sensul că avem haine care au amprentă asupra mediului, cel puțin în modul de producție, o amprentă asupra mediului mai mică. Observăm din ce în ce mai multe grupuri, din ce în ce mai multe inițiative care încurajează reutilizarea, reciclarea hainelor. Crezi că ne îndreptăm către o zonă în care... Eu mi-aș dori din suflet să se întâmple lucrul ăsta. Utiliza aceste haine și, practic, vom deveni mai conștienți că ne vom proteja planeta mai mult timp? Cred că înainte de gândul ăsta, eu sunt un activist cumva și atunci, mă rog, ce să zic, e părerea mea proprie și personală pe care încerc cumva să o insuflu și altora. Ideea este că, da, lucrurile se vor schimba și acum o discuție cât se poate de sinceră. În momentul în care ai deschis dulapul și te uita la hainele pe care le ai, da? Pe rafturi, pe umerașe, așa cum le ai. Câte din ele au fost purtate în ultima perioadă? Foarte puține. Îți dai seama că, de fapt, nu ai făcut investiții, ci ai făcut cheltuieli. Aici, iarăși, este un lucru pe care îl promovez foarte tare. În momentul în care mergi la cumpărături, încearcă să-ți faci achiziții. Încearcă să nu, știi, să încerci să nu cheltui bani. Încearcă să investești.
într-o garderobă care să fie una de calitate și care să treacă proba timpului. Pentru că aceste haine de care vorbește la retailer, mai mult sau puțin cunoscuți, sunt haine care merg pe trenduri și care la o lună, la două, deja sunt alte haine, alte ținute, alte colecții, dar colecții care nu mai au aceeași valoare și vorbim în primul rând de valoarea lor nu mai estetică și materială, dar faptul că nu sunt materialele care trebuie, nu sunt materiale de calitate. Ele, practic, durata lor, să spunem, și de raft, dar și de viață, va fi una foarte scurtă. Îți dorești să investești în așa ceva? Nu. Și atunci, evident că este un moment de gotitură în care, practic, avem posibilitatea, da, să ne dăm seama și să reevaluăm situația și să ne dăm seama că, de fapt, cheltuiam foarte mulți bani pe lucrurile pe care le aveam în dulap. Acum, evident că, în momentul în care îți dai seama că, nu știu, sunt haine pe care nu le mai porți, accesorii pe care nu le mai porți, le poți da cuiva. Altcineva le poate folosi cu drag, pentru că tu nu le mai folosești. Le poți dona. De reciclat aici este o altă discuție, pentru că, din păcate, nu avem foarte multe metode de reciclare a hainelor și ar trebui să existe și nu există. Adică sunt țări care fac lucrul ăsta de ceva timp. Nu știu, se găsesc orice fel de alte metode de a întrebuința o țesătură. La noi încă nu există sau nu sunt foarte multe centre care reciclează aceste materiale. Și practic ele ajung în gropile de gunoi, poluează și tot așa și ajungem la o altă discuție. Dar înainte de toate trebuie să ne gândim că practic hainele pe care le vom achiziționa de acum încolo, ele trebuie să fie într-un număr mai redus, calitate mult mai bună. Calitate însemnând că, da, poate dai puțin mai mulți bani, dar acele haine vor rezista în timp și au clar o calitate net superioară. Bun, cam asta a fost episodul Ți-am de astăzi. Ți-am zis că este foarte complicat, adică avem nevoie de ore întregi. Poate mai facem un episod, că acum îmi dau seama că subiectul este foarte vast, n-am apucat să trec prin tot ceea ce mi-am propus în această seară, dar timpul și de transmisiune și mărimea afișierilor. Da, și pentru mine este destul de complicat pentru că îmi doresc să spun foarte multe și nu știu cum să condensez informația într-un timp foarte scurt. Încă sunt foarte multe detalii și sunt foarte multe lucruri. Dacă ar fi să rezumăm la 3 recomandări, știu că e foarte complicat da. Să rezum la 3 recomandări pentru 2021, atât pentru doamne cât pentru domn, cam care ar fi prime, top 3? Aș zice un sacou de calitate, nu? Și pentru doamne. O cămașă de calitate albă, e suficient. Da? O pereche de jeans, hai să mai dau încă una pentru doamne. Te rog. Da, un colier, o pereche de cercei drăguți, finuși, ceva, un element, un accesoriu care să dea un plus de feminitate. Iar pentru domn neapărat curea. La pantaloni. Trebuie. Dragii noștri, acesta a fost episodul Brand Up. Am privit zona de afaceri și zona de interacțiune umană pe care am avut-o și pe care o avem în continuare în zona de online și din perspectiva vestimentației. E bine, vă las cu aceleași întrebări cu care am început, îl face haina pe om, cum ne îmbrăcăm, ne prezentăm la întâlnirile online și la ședințele prin Zoom și cum contribuie imaginea și vestimentația la succesul în afaceri. Lăsați comentarii pe site sau unde vedeți acest video. Și spuneți-ne și opinia voastră. Până atunci, până data viitoare, vă spun la revedere și să ne găsim cu bine. Să ne găsim cu bine, sănătoși să fim.